Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este în centrul unui nou scandal. O femeie în vârstă cu multiple comorbidități a fost adusă cu salvarea la UPU, iar după un conflict cu paznicul unității medicale, a ajuns să fie alungată și chiar strânsă de gât de către acesta. Conform celor de la ziar Neamț.ro, femeia care are afecțiuni la inimă și ficată, dar și probleme cu diabetul, a fost adusă cu ambulanța la UPU. Medicul de gardă i-a transmis pacientei că simptomele pe care le are nu ar reprezenta o urgență și a trimis-o la ora 22:30 de minute să meargă la policlinică. Temându-se de faptul că nu i se acordă asistență medicală deși plătește ceasul, femeia a devenit agitată intrând într-un conflict verbal cu medicul. Între timp, la fața locului a apărut pasnicul spitalului, care nu a stat prea mult la discuții încercând să îndepărteze pacienta din zona OPU. Rudele bolnavei spun că a fost trasă afară, iar în timp ce se afla în spatele unei ambulanțe, pasnicul ar fi strâns-o de gât. A fost alertată poliția care a venit la fața locului și a preluat pacienta. Aceasta, la secția de poliție, a depus o plângere împotriva pasnicului, iar conform sursei citate, s-a deschis dosar penal pentru portarea abuzivă și se vor efectua cercetări. După ce a ieșit de la poliție, pacienta a revenit la spital pe jos, iar medicul de gardă a decis să o primească și să-i facă câteva analize. Apoi a fost trimisă acasă fără niciun fel de tratament. Bolnava a mers la serviciul de medicină legală unde evaluarea arată faptul că pacienta a fost lovită și necesită două 3 zile de îngrijiri medicale, relatează mesajul.ro.